Bună, Florin, bună, Diana, bună, dragi prieteni. Vedem multe lucruri la Art Safari și, într-adevăr, sunt alături de pictorul Marian Ionescu de această dată, dar și de familia lui, pentru că toată lumea are o implicare în expoziția de astăzi. Bună, Marian, bună, Octavia. Salut, mâna. Bună, salutări. Și bună, Andrei. Bună. Vreau să o luăm pe rând. Hai să începem cu artistul care expune. Marian, povestește-ne despre colecția asta de tablouri pe care o putem vedea la Art Safari. Începând de astăzi aici la Art Safari, printre ceilalți artiști mari care expun, am fost și eu găzduit pentru o zi, două, poate trei. Sunt aceste tablouri pe care le vedeți, sunt lucrate în intervalul 2018-2019, nu? Suntem în 2017-2018. Este o idee nouă de-a mea și am folosit alte culori și alte combinații. Spune-ne ce te inspiră atunci când pictezi și cum a fost trecerea asta? Cum împaci muzica cu pictura? Cum delimitezi zona asta? Ele sunt destul de înrudite, sunt surori, pentru că, de fapt, real lucrez tot cu frumosul și se subjugă tot esteticii și muzica și pictura. Și mi-e oarecum la îndemână să stabilesc ce e frumos și ce nu e atât de frumos. Spune-mi, te rog, care este lucrarea ta preferată din cele pe care astăzi le vedem aici? Este tabloul acela, care se numește, Flori frumoase. Și este tabloul care mie îmi place cel mai mult. Este de o serie pe care, poate și pentru că am reușit să pun în mișcare florile de acolo din tablou și îmi plac culorile, au fost o provocare să lucrez cu roz și cu alb, destul de greu de combinat, dar în proporția aia am reușit și e o serie pe care probabil o voi dezvolta. Mă îndrept către Andrei pentru că văd că el este foarte atras de picturile tale și știu că el este și cel mai mic ambasador Art Safari Kids. Ia uite. Da, am fost foarte fericită atunci când Ioana Ciocan, director general Art Safari, s-a gândit să-l numească pe Andrei cel mai tânăr ambasador. Îi mulțumesc mult de tot și mai sunt de asemenea foarte încântată că Marian poate să expună printre nume atât de mari aici la Art Safari. Încă o dată tot datorită Ioanei. Andrei face AAA pentru că recunoaște o parte din tablourile astea, respectiv pe cele mari, care sunt expuse la noi acasă pe pereți. Cum sună, sunt expuse? Sunt pe pereți, ca să nu stea pereții goi la noi acasă. Dar astea sunt noi și eu acum le văd. Știu că Marian a lucrat în ultima perioadă la ele, restul pe care le vedeți, iar acela este una dintre cele mai mari realizări ale lui. Îmi place mult de tot, eu nu mă pricep la artă, dar... Așa, ca un simplu privitor al diverselor lucrări expuse undeva, pot spune că e superb. Te mai surprinde, Marian, cu ceea ce face? Eu știam de latura asta lui atât de dezvoltată din punct de vedere artistic, dar da, de exemplu, tabloul ăsta la care tot revin a fost o surpriză fantastică pentru mine. A fost în momentul în care mi l-a trimis pe WhatsApp și m-a și sunat pe FaceTime ca să-l văd. Am zis, wow, cred că în sfârșit ți-ai găsit așa cumva o linie, nu? Da, și... da, e un tablou care îmi place foarte mult și mă gândesc că e un culoar pe care pot merge înainte. Sper să le placă și oamenilor diseară când vin la ora 7, am întâlnire cu publicul de aici de la Art Safari și sper să le placă. O ultimă întrebare, până să o introducem și pe Ioana. Aș dori să aflu cam câte ore petreci în atelierul de pictură și cam câte ore compui într-o zi. Cam jumate, 3-4-5 ore lucrez în atelierul de pictură și 3-4-5 ore scriu muzică și o înregistrez alături de colegii mei. Eu cânt într-o formație, se numește Direcția 5. Am crescut cu ea, am copilărit cu muzica ta. O să te rog, Ioana, să faci tu finalul și să inviți pe oameni la colecția pe care o ai expus aici, dar și la întreg evenimentul Art Safari.
Bună dimineața! Normal că vă invit, mai ales că sunt atât de multe lucruri de văzut aici în pavilionul de artă București Art Safari, în piața George Enescu din București, și mai avem multe zile, este de-abia marți, noi închidem pavilionul cu tristețe, cei drept, duminică, la ora 21. Așa că vă invit... Stai, aici în fața telespectatorilor, pe o scară de la 1 la 10, tu care ești așa expert în artă, ce notă îi dai lui Marian? Cu toată sinceritatea! 10! De fapt îi dau 11, nu-i așa? Că suntem... Marian a primit nota 10, mai aveți timp să veniți să-i vedeți expoziția, de altfel de-abia începe această expoziție, expoziția găzduită de Marian și de Art Safari, iar aici la expoziția din piața George Enescu, așa cum ați auzit, puteți veni până duminică la ora 21. Vă așteptăm și pe voi, Florin, Diana, mă întorc la voi. Mulțumim, Luxandra! Mulțumim!